Marca și printr-un concert. Domnule Dodon, de unde bani? Nu este primul concert și vrem să știm și noi. Sunt costisitoare. Sunteți cel mai bogat președinte pe care l-am. Care face foarte multe pentru oameni. Care, în afară de lucru zi de zi și vizite în teritoriu, care nu a făcut niciun președinte pe parcursul ultimilor ani, care prin acțiuni de binefacere lansate de fundații de binefacere, 8.000 de ghiozdani vor primi 8.000 de copii pe parcursul acestor zile deja. Organizăm și unele evenimente, anume la datele importante istorice. Da, astăzi va avea loc un concert. În mare măsură este vorba de orchestra prezidențială care nu impune, care o a cheltuit. Este vorba de horul de la Mănăstirea Curchi, care, apropo, băieți foarte talentați, care în premieră, vor fi Piața Mareană Națională. Și este vorba de Grigore Leps, care a venit la invitația mea personală. Fără careva cheltuieli suplimentare, în afară de cheltuieli de transport, și care sper, cel puțin ieri am discutat detaliat, a venit să ne felicite pe toți cu această sără.